Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt foarte multe tipuri de trandafiri care arată extraordinar cu un parfum divin. Nici nu trebuie să vă mai spun. Aici am o specie de trandafiri, Rosa rugosa, care este extraordinar de bun pentru a face din el ulei de masaj. Vom face din acești trandafiri ulei de masaj corporal. Acest ulei este cunoscut în lumea arabă, este chiar venerat de femeile din lumea arabă, din Africa de Nord, din Maroc. Ați văzut ce ten perfect au femeile din aceste țări? Spălați bine, scuturați-le de apă, să aibă apă cât mai puțină și începeți să culegeți petalele de pe trandafiri cu mare grijă. Uitați-vă dacă cumva nu au rămas din întâmplare insecte, să le îndepărtați, să nu ajungă în uleiul nostru de trandafiri. Lumea arabă folosește de foarte multă vreme trandafirii în dulceață, în apa de trandafiri, care este de fapt o apă micelară pentru curățarea tenului. O vom produce și pe aceea, dar nu se face din trandafirii Rosa rugosa, deci nu se fac din trandafiri roșii. Acesta este un ulei de masaj corporal. Îl facem din aproximativ 15 trandafiri pe care îi vom pune într-un borcan, iar peste ei vom turna ulei de măsline. Nu extra virgin, virgin este suficient. Uleiul de măsline conține foarte multă vitamina E, extraordinar de bună pentru piele, pentru păr. Și în combinație cu toate substanțele, mineralele și vitaminele din petalele de trandafiri, are un efect benefic extraordinar asupra pielei. Are un efect antimicrobian, astringent, îndepărtează petele de vârstă, dă un miros fin și delicat pielii, o revigorează, o reîntinerește, iar parfumul este discret, nu este un parfum amețitor, iar pielea, datorită faptului că se hidratează, cum am spus, are un efect hidratant, va arăta tânără, reîntinerită. După ce ați umplut borcanul 3 sferturi, acesta este un borcan de 400 de grame, dumneavoastră, dacă îl umpleți până la 3 sferturi, cam 15 trandafiri vă trebuie, turnați peste el, cum v-am spus, uleiul de măsline, să acopere trandafirii, o să dureze un pic până se scurge printre petale și ies bulele de aer. Totdeauna m-a admirat femeile arabe foarte pricepute, deși trăiesc multe în zone deșertice și-au preparat uleiuri din diferite plante. Și, cum ați văzut, tenul lor și pielea lor arată perfect, deși stau în zone aride, unde soarele are efecte nocive asupra pielii. Uleiul este ca o hrană pentru piele. Întreține pielea extraordinar de bine. Ele folosesc foarte multe uleiuri, și uleiul de argan, și uleiul de măsline, dar și uleiurile obținute din plante. Lăsați acest ulei de trandafiri, l-am macerat între 2 și 3 săptămâni, de preferat 3 săptămâni, și folosiți-l cu încredere. Pielea dumneavoastră va avea un parfum discret, va fi reîntinerită, hidratată, va arăta extraordinar de frumos. Nu este nevoie să apelăm la cosmetice extraordinar de scumpe, când din generație în generație femeile au descoperit atâtea produse cosmetice naturale din plante și din uleiuri.
să fiți frumoși și frumoase doamnelor și domnilor. Bineînțeles, și bărbații pot să le folosească, de ce nu? O zi bună!